Salut, eu sunt Gicu. Astăzi am să vă prezint că a germinat fructul dragonului, care l-am plantat acum 2 săptămâni și peste vreo 5 zile au început a germina semințele. Ce bine, după cum vedeți, atât super, sunt încă în efect de seră. Acum am să scot efectul de seră, să vă arăt cum mai de aproape și după filmări voi pune înapoi în efect de seră. Ok, arată frumos și acesta va fi un video foarte scurt. Doar am să vă arăt cum arată aceste plantuțe mici de fructul dragonului. Știu că de germinat germinează foarte repede, de crescut cresc foarte greu. Să știi că am să vă las link-ul în colț, dacă nu l-ați văzut, cum am plantat. Am luat semințele din fruct, pitahaya se numește, și iată, au germinat. Hai să scoatem acum efectul de seră. După cum vedeți, sunt atât de frumoși și mici acum. O mulțime de semințe au germinat. Super! Vom vedea în continuare cum vor crește. Iată! Și îi cresc sub lumina artificială. Acum toamna e cam puțină lumină și asta e. E bine de plantat în primăvară, cel mai bine, dar sper să crească bine, să nu se lungească, deci vom vedea. Iată, eu acum filmez acest update scurt pentru că nu doresc să aștept până vor crește mari. Eu am obiceiul de a aștepta deseori și să fac episoade. De exemplu, am filmat azi, pe urmă filmez cum a crescut peste o săptămână, dar la acesta nu am să aștept luni de zile pentru a face un video, doar vă arăt așa scurt cum au germinat, super și îmi pare bine. La început nu au nevoie de soare, mă gândesc, sunt sensibil, cred eu. Pământul trebuie să fie menținut umed tot timpul la început și de aia țin efectul de seră. Vom vedea cum se vor dezvolta. Abia de am focalizat și între aceste două frunzulițe mici ar trebui să crească deja frunza spinoasă, dar așteptăm, vom vedea. Și frumos arată, super, am dat un pic de mai aproape și na, uite așa. Iată, aici crește deja, la acesta. Începe a se dezvolta, dar abia se observă. Trebuie să vedem cu microscopul. Și ce crezi? Mult nu m-am gândit, iată, am pus un fel de macro-obiectiv pe telefonul meu și am mărit cu zoom aici. Iată cum de aici va porni creșterea. Super! Iată cum arată mărit. Interesant, așa-i? Iată ceva roșu aici. Ok, dar cu ochiul se vede? Un pic se vede și cu ochiul, dar mai bine se vede cu acest macro-obiectiv, să zicem, pentru telefoane. Iată cum arată, va porni creșterea curând. Super de frumos aceste frunze, proaspete. Ia uitați-vă sămânța. Ați văzut? Această chestie m-a ajutat să măresc tot aici. Ei, și cam atât a fost pentru acest video. Vă mulțumesc pentru vizionare. Abonați-vă la canal, distribuiți acest video. Cu voi a fost Gicu, nu uitați de clopoțel și de like, de clopoțel, da, să vă vină notificări când postez un video nou. Și o zi cât mai frumoasă pe data viitoare.